acum ori niciodată, să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Sărbătorirea Zilei Unirii Principatelor în curtea Inspectoratului de Poliție a județului Mureș la statuia lui Alexandru Ioan Cuza a devenit deja o tradiție. Activitatea și efortul depus de domnitorul Cuza cu scopul dezvoltării țării au fost trecute în revistă de profesorul dr. Liviu Boar, directorul Direcției Județene a Arhivelor Naționale Mureș. Rămâne însă opera sa, de mari proporții, una dintre cele mai mari din istoria poporului român, Domnul Unirii, al secularizării averilor mănăstirești, al dreptului răsit la vot, al desfințării clăcii și al împrospătării țăranilor, a fost reprezentativ pentru aspirațiile societății noastre. Personalitățile prezente au vorbit despre semnificația zilei de 24 ianuarie și despre ceea ce pot învăța generațiile tinere din viața lui Alexandru Ioan Cuza. Să învățăm din demnitatea și curajul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, să ne regăsim fiecare la o scară mai mică în faptele mărețe pe care acesta le-am făptuit. Este datoria noastră să-i învățăm pe copii și nepoții noștri ce a însemnat unirea principatelor și care este rolul lor în păstrarea unui stat demn, suveran și unitar. La mulți ani tuturor românilor! Este o zi care ne amintește ca forță, că forța unui popor stă în solidaritatea, unitatea și în determinarea sa, dar și în liderii pe care îi are și în capacitatea lor de a conduce. Instituțiile prezente au depus coroane la statuia domnitorului, după care a urmat defilarea militarilor. Evenimentul comemorativ s-a încheiat cu tradiționala horă a Unirii, moment la care toți cei prezenți au participat.